Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar accede 3 formațiuni politice. Este vorba despre PAS și PSRM și Partidul Șor. Acestea sunt datele barometrului sociopolitic prezentat astăzi de IMAS. În același timp, peste 13% dintre respondenți sunt indeciși în privința opțiunilor de vot. Sondajul sugerează că în cazul în care s-ar organiza alegeri parlamentare, cel mai mult de câștiga ar avea Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor. PAS ar obține 42,5% din voturi, PSRM 32,7%, iar Partidul Șor 7,1% din voturi. PCRM, Partidul Nostru, PD și PPDA s-ar situa sub pragul electoral. Președintele Maia Sandu continuă să conducă în clasamentul celor mai apreciați politicieni din Moldova. Cel puțin asta reiese din rezultatele aceluiași sondaj. Totuși, șefa statului înregistrează o scădere față de ratingul înregistrat acum 2 luni. De cealaltă parte, fostul președinte Igor Dodon înregistrează o constanță la capitolul aprecierii din partea participanților la sondaj.